Să încep prin a ne cere scuze că nu v-am trimis materiale când v-am trimis convocările, pentru că nu aveam cifrele de buget de la Consiliul Județean. Pe luni a fost ședința la Consiliul Județean, eu luni v-am trimis ca să ne încadrăm în cele 5 zile și de asta nu... Dar am înțeles că o parte din dumneavoastră ați intrat în posesia lor și... În grijă, doamne, contabil. Da. Bine. Dispoziția numărul 192 din 28.03.2017 privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al Comunei Ștefan cel Mare, județul Bacău, pentru data de 31.03.2017, ora 10. Consiliul Local al Comunei Ștefan cel Mare, județul Bacău, se convoacă în ședința ordinară în ziua 31.03.2017, ora 10, la sediul Consiliului Local, cu următoarea ordine de zi. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de cheltuieli pe anul 2017 și estimările pentru anii 2018-2020 pentru Comuna Ștefan cel Mare, județul Bacău. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de cheltuieli pe anul 2017 și estimările pentru anii 2018-2020 pentru Școala Gimnazială numărul 1 Negoiești, Comuna Ștefan cel Mare. 3. Proiect de hotărâre privind stabilirea normativului propriu de cheltuieli pentru consumul lunar de carburant la buldoiescavatorul aflat în dotarea primăriei Comunei Ștefan cel Mare, județul Bacău. Și 4. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al Comunei Ștefan cel Mare, județul Bacău. Și 5 diverse. Dacă sunteți de acord cu ordinea de zi. Atunci începem cu punctul 1, prin a da cuvântul doamnei contabil și a ne prezenta bugetul de cheltuieli, venituri și cheltuieli pentru anul 2017 și estimările pentru 2018-2020. Dacă procesele verbale de la ședințele anterioare le aveți la mapă? Da. Așa, dacă doriți să supunem la vot procesele verbale de la ședințele anterioare. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Doamna contabilă, aveți cuvântul. O să dau citiri la adresele primite de la Finanțe și la Consiliul Județean cu sumele care ne sunt încredințate pentru anul 2017 și estimările pentru anii 2018-2020. Deci adresa numărul 489 din 22.02.2017, adresa numărul 492 din 23.02.2017 și adresa 603 din 13.03.2017, transmise de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bacău și adresa numărul 4929 din 27.03.2017, transmisă de Consiliul Județean Bacău și veniturile proprii realizate la 31.12.2016 a Comunei Ștefan cel Mare. Propun aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru Comuna Ștefan cel Mare pentru anul 2017 cu suma de 7.380,50 lei și estimările pentru anul 2018-2020, după cum urmează. La partea de venituri. Structura veniturilor secțiunii de funcționare a Comunei Ștefan cel Mare pe anul 2017 și estimări pentru anul 2018-2020 este următoare. Veniturile proprii ale comunei, o să citesc că tăi planul pe 2017. Veniturile proprii ale comunei sunt 721. Sumele primite conform adreselor sus menționate sunt cote defalcate din impozitul pe venit la bugetul local, 410.000. Sume alocate din impozitul pe venit de la Consiliul Județean și Administrația Județeană a Finanțelor Publice, 824.000. Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, 11.0202, 2756,5 lei. Sume defalcate din TVA pentru drumuri, 11.0205, 100.000. Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, 11.0206, 942.000 lei.
Subvenții pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbun și combustibil, 420234, 5.000. Alocări bugetare pentru lista de investiții, pentru investiții pentru anul 2017, 543.000 lei. Total venituri pe secțiunea de funcționare, 5.211,50 lei. Structura veniturilor secțiunii de dezvoltare a Comunei Ștefan cel Mare pentru anul 2017 și estimări pentru anul 2018-2020 este următoare. Ceea ce am alocat din bugetul local, 547.000 lei, și subvenții pentru finanțări PNDL, 1.622.000 lei. Total venituri secțiunea de dezvoltare, 2.169.000 lei. O să dau citire la veniturile proprii ale comunei, cele 721.000 lei, care vi le-am citit la secțiunea de funcționari. Deci venituri proprii, în sumă de 721.000 lei, sunt cuprinse din impozitul pe venituri din transferul pe proprietăți, 10.000. Alte impozite pe venit, profit și câștiguri de capital, 2.000. Impozit pe clădiri, 87.000 lei. Impozit pe terenuri, 242.000 lei. Taxă judiciară de timbru, 4.000. Alte impozite și taxe, 23.000. Taxe asupra mijloacelor de transport, 126.000 lei. Venituri din concesionări și închirieri, 23.000. Venituri din prestări servicii, 38.000. Taxe extrajudiciară de timbru, 5.000. Amenzi, penalități și confiscări, 77.000. Taxe speciale, 84.000. Deci total venituri proprii ale comunii, 721.000 lei. Asta a fost partea de venituri. La partea de cheltuieli. Cheltuieli de funcționare ale Comunei Ștefan cel Mare sunt repartizați după cum urmează. La capitolul 51, administrație publică, cheltuieli de personal cu salariile, 950.000 lei. Bunuri și servicii, 280.000. Total, 1.230.000 lei. Capitolul 55, dobânzi. 280. Bunuri și servicii. Cheltuielile de personal, 950. Da. În total, 1.230.000 lei. La capitolul 55, dobânzi aferente creditelor interne, 22.500.000 lei. La capitolul 56, transferuri cu caracter general, este protecția copilului, 133.000 lei. La capitolul 61, protecție civilă și siguranță națională, la cheltuieli de personal, 213.000 lei. Bunuri și servicii, 50.000 lei. Total, 263.000 lei. La capitolul 65, învățământ, cheltuieli de personal, 1.831.000 lei. Bunuri și servicii, 250.000 lei. Tichete de creșă, 27.500.000 lei. Total învățământ, 2.108.500.000 lei. La capitolul 67, cultură, recreere și religie, cheltuieli de personal, 34.000 lei. Bunuri și servicii, 10.000 lei. La capitolul 68, asigurări și asistență socială, cheltuieli de personal, 75.000 lei. Asistență socială, 650.000 lei. La capitolul 70, locuință, servicii și dezvoltare publică, bunuri și servicii, 210,50.000 lei. Rambursare credit intern, 60.000 lei. Total, 270,5. La protecția mediului, la capitolul 74, bunuri și servicii, 215.000 lei. La capitolul 84, transportul, bunuri și servicii, 200.000 lei. Total cheltuieli pe secțiunea de funcționare, 5.211,5 lei. Cheltuielile de dezvoltare. La capitolul 51, la administrație, cheltuieli de capital, 41.000 lei. La capitolul 65, cheltuieli de capital, 140.000 lei. La capitolul 67, cheltuieli de capital, 20.000 lei.
La capitolul 70, cheltuieli de capital, 72.000 lei. La capitolul 84, cheltuieli de capital, 1.896.000 lei. Total, cheltuieli de dezvoltare, 2.169.000 lei. O să citesc lista de investiții aferente cheltuielilor de capital care vi le-am citit la secțiunea de dezvoltare. La capitolul 51, cei 41.000 lei sunt pentru SF acorduri avize la Centru Sociomedical Comuna Ștefan cel Mare, județul Bacău. La capitolul 65, PTH, construcții grădiniță cu program normal, sat Negoiești, Comuna Ștefan cel Mare, 90.000 lei. Servicii de consultanță pentru scrierii de punere implementare, proiect construirii grădiniță cu program normal, sat Negoiești, Comuna Ștefan cel Mare, 50.000 lei. Total, la capitolul 65, 140.000 lei. La capitolul 67, dotări la Căminul Cultural, 20.000 lei. La capitolul 70, PUG-ul și regulamentul local de urbanism la Comuna Ștefan cel Mare, 72.000 lei. La capitolul 84, la lucrări în continuare, modernizare drum comunal de DC-122 Rădeana, Comuna Ștefan cel Mare, proiect derulat prin PNDL. 1.682.000 lei, din care 60.000 din bugetul local, 1.622 de la Ministerul Dezvoltării. Proiect modernizare... De la dezvoltare, 62? Poftim? De la minister? Da. 1.622 și 60.000 din bugetul local. Este pentru terminarea drumului de la Rădeana. Proiect tehnic, modernizare drumuri comunale în Comuna Ștefan cel Mare, județul Bacău, 105.000. Este proiectul care e depus pe AFIR. Unde avem doar prinsă finanțare. Care s-o tot discutat. Documentații cadastrală pentru scrierea în cartea funciară și ridicări topografice, plan de situații și plan încadrare în zonă pentru modernizare drumuri comunale și de interes local, Comuna Ștefan cel Mare, 60.000 lei. Servicii de consultanță pentru scriere, depune și implementare proiect modernizare drumuri comunale în Comuna Ștefan cel Mare, 39.000 lei. Servicii de verificare tehnică pentru certificarea proiectului tehnic pentru modernizare drumuri comunale în Comuna Ștefan cel Mare, 10.000 lei. Aceasta este lista de investiții. O să vă mai prezint anexa cu numărul de personal pentru anul 2017. Total, pe administrații, 36 de posturi, din care 2 demnitari și aparatul de specialitate a primarului, 34 de persoane. O să vă prezint și... Deci ăsta este bugetul pentru primărie. Și bugetul pentru școală. La 34 persoane astea sunt încadrate efectiv sau... Nu. Nu, mai sunt posturi vacante. Deci ăsta e numărul maxim. Am înțeles. De asta și pun întrebare. Am înțeles că pe site-urile primăriei se scoate la serviciul la contabilitate sau la economic un post? Da. La contabilitate. Da. Toate posturile vacante sunt puse pe site. Nu, dar acum discuții la... Referitoare la buget, la buget. Dacă nu sunt. Ați văzut că nu prea pe cine certa acum. Acum nu. De principiu, noi aprobăm astăzi bugetul. După aia vedem cum și împărțim. Ca să nu stăm acum, să vedem ce dăm la drumuri unde. Și dăm la cultură unde? Păi nu, de la cultură de 10.000, am înțeles.
pentru tot la Căminul Cultural și la capitolul culturii pentru salariul bibliotecarii. Așa. Dar la cult la cult. N-am niciun leu. N-avem niciun leu. Vedem pe parcursul anului dacă putem face vreo rectificare. Avem de unde îi lua din altă parte. Deci la momentul dacă ăsta... Dacă cresc încasările la nivel de comună, da. La culturi, la culti... N-avem un leu la culti. Mai dotăm la... Deci, Bogdan. N-are ce să... N-avem ce discuta. Atâta timp când n-avem un leu... Mai sunt întrebări? Deci cât avem, acum aprobăm. Da, bugetul. Da, doamnă contabil, oricum, cam spus toate cheltuielile de capital, investițiile. Sunt destul de clar. La investiții am citit lista de investiții, deci. Păi, mulțumim aici, dacă câte SF-uri facem și să prindem, să avem finanțare. Păi, dar nu, dar SF-urile, adică SF-urile, PTH-ul la drumul deja care avem pe AFIR. Deci ăla e prinsă finanțarea, care avem la grădiniță, e prinsă finanțarea. Acum ce facem pentru dispensarul medical? Mai e studiile alea de teren pentru drumuri, altele decât cele pe AFIR, pentru investițiile care le-am trimis la București pe PNDL. Pe Ministerul Dezvoltării. Da. Proiectul tehnic pentru PNDL la școală îl avem deja făcut. Acum să vedem ce prindem, ce investiții prindem la... Pe PNDL, de la Ministerul Dezvoltării. Și aia când știm? Cred că durează vreo luni de zile, că pe 17, parcă, pe 17 martie a fost ultimul termen de depunere a solicitărilor. Urmează analiza... Sunt multe tari, că e pe toată țara. Proiecte sunt 1200 și sunt depuse dosare 3000 la nivel de țară. Nu e vorba de proiecte, acolo e vorba de o sumă. Deci Ministerul Dezvoltării alocă pentru PNDL o anumită sumă și vedem din proiectele depuse ce care sumă se... Da, ce selectează. Care se califică și... Care se califică, după aia se comunică printr-un ordin de ministru și după aia, imediat, noi trebuie să mergem cu documentațiile tehnice. Noi acum am mers numai cu solicitările. Trebuie mers cu documentațiile tehnice. De aia facem și studiile astea de teren pentru... Da, dacă de aia prindem... PSD-ul. Așteaptă numai documentații tehnice. N-au bani, clar. Ce ne? Ei, cum? Dar nu vedem la televizor? Dar nu... Ei, citește, ne uităm la televizor și face estimație. Oricât m-aș strădui, eu să stau liniștit într-o ședință, tu nu mă lași o face. Eu nu am să mă atins. Eu spun ce fac ea. Dar noi discutăm, lasă, ei, știi tu ce facă ea la București. Nu știți cum e la televizor și cum nu se duce la o să cumpere o mașină. O Dacia chiar are. Doamne, ce doar la televizor o scrie 70.000. Măi, de m-a dat duși la televizor și e cu 70.000. La mine e 80. Care și bună de la televizor. Băi, faceți contracte. Și le punem noi, practic, peste 7 ani. Nu, rog, dar să știi că s-a dus timpul ăla când era PNDL-ul lansat de Elena Udrea pe timpul lui Boc, în 2010. Aia s-a dus. Când s-a calificat numai PNDL-ul, că era liberal atunci. Da. Și de la liberal nu l-a niciunul. Și nici de la PSD. Și când veneau bani pentru calamități, veneau numai la comunii PDL. Acolo ploua. Greu, dar nu putea să vii să spun că PSD-ul n-au bani. Pe mine m-a surprins altceva. Deci banii care trebuiau să vină de la Uniunea Europeană în mandatul trecut, în ăla 2013-2017, în final am înțeles că nu s-a luat 10%. Deci 90% s-au luat. Deci ce nu s-a luat a fost vorba de vreo 2 miliarde, nu? Da. La nivel de țară. Deci s-a luat tot. Anul trecut nu s-a luat nimic. A, poate să... Până la... Până în 20? Da. Dar nu mai trebuie, o fost partidul lui domnul Romit, la guvernare. Iarăși un semn bun la nivel de țară, vis-a-vis de agricultură. De-aia e foarte apreciat. Subvenții pentru cei care ființează creșterea animalelor. Vreau să-l ia toți și acum nu le-a nimeni. La câte cereri mai mult. Băi, sori, tu cum ai venit, cum ai jurat cu azi? Puteam spune la voi? Păi da, cum? Până la vot, păi ce poate lua un ține pe drum? Da. De acolo simt, ești împotrivă? Că era... Da. Deci au afirmat. Era împotrivă. Nu mă duc. Eram plecat.
dar nu știi. Haideți să, să discutăm și bugetul de la școala gimnazială numărul 1, Ștefan cel Mare. Găsești un proces verbal unde m-am manifestat împotriva unor măsuri luate. Având în vedere adresa numărul 492 din 23.02.2017, transmisă de Administrația Județeană a Finanțelor Publice, Bacău, propus spre aprobare bugetul de venituri, secțiunea de funcționare pentru școala gimnazială numărul 1 Negoiești, Comuna Ștefan cel Mare, pentru anul 2017 și estimări pentru anul 2018-2020. Deci cheltuieli de personal cu salariile 1.831.000 lei. Cheltuieli cu bunuri și servicii 250.000 lei. Total an 2017 2.081. Pentru anul 2018 cheltuieli de personal 2.077. Bunuri și servicii 260.000 lei. Total 2.337. Pentru anul 2018-2019, cheltuieli de personal 2.124.000 lei, bunuri și servicii 270.000 lei, total 2.394. Anul 2020, cheltuieli de personal 2.178, bunuri și servicii 280.000 lei, total învățământ 2.348. Deci la școală este foarte simplu, că este TVA-ul care ne-l dă finanțele expre pentru cheltuieli de personal și pentru bunuri și servicii. Deci aici nu putem noi modifica absolut nimic. Investiții au prins ceva? Nu. Păi da, investițiile de la școli sunt prins pe noi, ce v-am citit cu grădinița și cu clădirile sunt ale noastre. Școala este în administrarea școlii. Școala este noi ordonator terțial de credit, iar noi suntem ordonator principal de credit. Ei cheltuie doar cu dispoziția bugetară a primarului pentru repartizarea creditelor din bugetul local, al primăriei. Discuții? Întrebări? Nu, probabil cu timpul o să se împartă de tot bugetul sau o să aibă școala, ei oricum au cot dar momentan ei nu au găsit nicio posibilitate și atunci școlile rămân tot în subordinea primăriei lor. Da, supunem la vot proiect de hotărâre numărul 2. Cine e pentru? Împotrivă? Doamna contabilă, mulțumim. Și eu. Să ne aveți în atenție. Sporită. O gură de apă, doamna contabilă, să vă trageți sufletul, nu? Nu, 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 mulțumesc frumos. La noi e cât numai... Eu mâncam Marian. La revedere. Da, să trecem la punctul 3 și... anume consumul lunar de carburant la buldo excavator. Deci normal este ca să avem un consum aprobat de Consiliul Local, ca să avem o evidență a cheltuielilor făcute cu carburantul la buldo excavator pentru intervențiile care le aveam în diferite sate. Și din discuții cu firme private care de construcții care au în dotare buldo excavatoare și ținând cont de anumite lucrări, de lucrările care se efectuează cu buldo excavatorul, de distanța de deplasare, așa, de condițiile de timp, de natura muncii care urmează să facă. Da, am spus. Așa. Ne-am gândit la un consum mediu de 7 litri de motorină pe oră. Spune când sapă cu cupa aia mică, când sapă e un consum mai mic, în momentul când împinge cu fața, când așa e solicitar, e un consum mai mare și un consum mediu, ne-am gândit noi de 7 litri pe oră. A, acum dacă na, știți dumneavoastră altii de aia, am lăsat la întrebări.
La construcție acolo nu au ei un normativ exact cât... Nu, pentru că diferite lucrări. Păi da, dar, de exemplu, la Sărbat, la împins, are o normă, dar e un medie. Dar s-a făcut medie. În cartea tehnică nu scrie. Și de fiabilitatea, bănuiesc, a motoarelor. Da. Deci de aia, nu, nu, deci în cartea tehnică nu este așa ceva. Nu e prevăzut un consum măcar minim. Că dacă să zicem, era la relantii, nu, n-am găsit. Dar consumă un tractor, 650, consumă 10 litri. Ca să nu depășim cu motoarele alea de... Hai că ăsta să ia la consum hectar. Ce zic? Dacă folosești proprietarul, are grijă ca să-l folosească rațional și să-și facă treaba, iar dacă îl închiriază, îl închiriază ca utilaj. Dar noi nu a fost o problemă. Deci din discuții. Da. În momentul când, poate o să facem și să-i facem un consum real. Da, dacă aici, se poate face în terenul. Deci, cred, mai mult sau mai puțin. N-am sărit calul. Da. Am zis că undeva, când sapă, când e în sarcină, e undeva un 10-11, să zicem, că la oră. Cu fața. Da. Iar mare. Când la relantiu, dacă e undeva în 4-5, zic să punem un 7, am zis noi, și în funcție de necesități, de lucrările pe care le avem, să stabilim și un... Na, pe, eu înțeleg că scopul este facem un tabel. Buget. Sigur că da. Să fie alocat. Dacă nu o să fii folosit, n-ai să-i pui, dai programatorii, nu trebuie consumat. Bineînțeles, nu. Poate luna asta consumăm 100 de litri, luna viitoare avem lucrări mai multe și consumăm 500. Da, dar așa, iar să pe bază unor consultări. Am mai văzut alte hotărâri de Consiliul Local pe la alte comuni, unde era dat și un consum lunar de 400, de 300. Da, nu știu dacă dar e... N-ai, nu, nu-i relevant, că nu-i... Păi, dar poate luna asta nu-mi trebuie nimic. Exact. Și când îl folosești... Sau poate într-o lună ai calamități și îl folosești și... Îți trebuie 2000 de litri de motorină. Da, da. Deci, că atunci când va fi folosit... Zic, e normal, la oră. La oră, și câte ori. Și domnul Vici o să ocupe de... Da, am și făcut un tabel cu absolut și toate lucrările care se desfășoară în comună. Le trec pe fiecare... în parte cu ori, câte ori au lucrat, câte, și cât s-au consumat, și da, facem calcul. E justificat. Adică să justificăm modul în care... Curtea de conturi și ne trebuie. Eu le-ai dat atâta bani pe motorină. Unde e consumat? Da, nu trebuie să justific. Eu nu să lucrez în locul izolat. Când se întâmplă ceva, o grămadă de ochi a simțit asupra lui. Dar doar îl folosim la șanțuri, la... Mă duc să-l alimentez la săptămână. Dacă sărbi un șanț la un metru jumate adâncimii, o să consumi 12 litri, dacă împingi balastul, îi faci niște zi. Da, dar îți place o mie. Și bine că au făcut discuția cu alte societăți care au în dotare astfel de utilaje și au ajuns la acest consum și eu zic să-l aprobăm, că oricum trebuie să justifici în fața organelor. Mai sunt întrebări? Eu am terminat. Să punem la vot. Care organe, domnul? Organe. Să punem la vot care organe. Te gândești la organe de care ai tu un cap? Deci rămâne la un consum. Nu, e rezonabil asta. Poate să pun în principiu și să-i furi motorina. Deci cam pe aici e treaba. Dar de asta am zis că sunt ochii ațintiți spre el când lucrează. Hai și să furi, ai 30 kg. Da, mai furi. Dai 20 kg, nu poți să-l tragi furtul. Da. 30 kg motorina și furi. Imediat, domnilor. Număr 4. Părinte, ăsta cred că trebuie să duci mai des cu Adrian. Da. L-ai închis acum. Dai pe silențiu ăsta. Ce zice asta? Uite, băi, nu mai răspunde. De ce va fi? Da, de ce? Băi, rog că vorbește pe telefon. Când ies, dar vii părerea asta. Păi, dar parcă s-a votat să nu se folosească telefonul. Cine-i președinte? Ei, să mai încă. Tura asta lăsa așa. Ai încălziat și nu s-ai făcut datorii. Am înțeles. Da. Tura care nu te-a Referitor la punctul 4, cu completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public, e vorba de un drum, o uliță, care n-am avut-o prinsă în inventarul domeniului public și în speranța că vom prinde finanțare pentru
modernizare de drumuri, ulițe pe PNDL, am zis să prindem și această uliță. Și nu ne costă, vă spun, nu ne costă nimic ca să trecem în domeniul public al comunei. E vorba de ulița cei care știu la Negoiești, drumul care duce la biserică la Negoiești, în stânga, în stânga pe lângă canal. Da, pe acolo, care duce la Petrica. Ai zis tu? Da, fost. Ai faci un drum. Păi dar nu, da. Drum este. Drum are este. Drum. Are drum. Trebuie asfaltat? Dacă... Se va asfaltat? Deci... Tata vine în cer. Deci noi deocam... A făcut petrul ăla de 1000 de ani. Deci, tot avea o amendă? Noi... Nu, Merumin, nu trebuie să gândim așa. Că livada e făcută de nu știu cât. Deci este prinsă și livada, dar acolo îți prinsă în domeniul public. Dar drumul ăsta nu este prins în domeniul public. Și nu putem, nu putem să facem ridicări topo pentru drumul ăla, să facem înscrierea în, în cartea funciară, dacă nu avem, nu l-avem înscris în domeniul public. Asta înseamnă că ești proprietarul drumului. Sigur că da. Deci dar asta e... Dar facem absolut nicio lucrare, nici măcar să-l balastăm nu putem, dacă nu-i prins în domeniul public. E vorba de un drum cu o lungime de 308 metri. Așa o lățime de, de 3 metri media. Și acum nu e vorba că e Liviu Petrică, dar e nu-i cel vorba. Localnic al acestei comuni și trebuie să unde n-am putea, dar unde n-am putea să prindem toate ulițele din toate cătunile? Exact. Păi... Ba mai mult, dacă îmi permiteți să mă primar și domnul președinte, ba mai mult, zona de acolo care nu o cunoaște, e o zonă foarte frumoasă și sunt convins că peste ani vor fi case pe acolo. Sigur. Deci avem un plan de amplasament. O băgăm la turism. Nu, nu neapărat turism, nu. Livada, mai aveți întrebări? Da. Dorei da. Livada, da. Livada, da. Livada de la mine, Livada, de frumoasă. Să fac oamenii casă acolo. E prinsă și Livada. Ulița de la de spate de la Mata? Hai să vezi că până la urmă... A venit unul de la... O să vezi că până la urmă... Chiar e în spatele meu acolo și vrea să facă, să construiască casă. Verificăm. Fost prin Spania mult și verificăm. Da. Și dacă chiar cumva mai e o uliță la Vișoara, sunteți de acord dacă după ce verificăm și nu este prins în domeniul public, să o prindem în această hotărâre? Da, la Vișoara. Da, la Vișoara. Da. Da. Noi verificăm să vedem dacă este prins în inventarul domeniului public. Poate mai sunt și altă. Da. Știți că noi am mai avut ședințe și am citit inventarul domeniului public, bunurile domeniului public, toate drumurile ulițe și vedem care poate e o scăpare. Poate mai sunt. Supunem la vot. Da, supunem la vot. Proiectul numărul 4. Cine e pentru? Ai pus numărul la diversi. Da? Să auzi. Ia pui, hai tu. Ai dat mai departe lui Senarul. Domnul doamna secretar. Da, domnul. Da. Vreau să vă supun atenție. Având în vedere că se încheie asfaltarea tuturor satelor din comuna Ștefan cel Mare. M-am gândit să facem un concurs în sensul care? Care e cel mai bine îngrijit sau cel mai frumos sat? Păi... Dar îți spun lucruri transnitive. E, da, așa. Cine trebuie să o frumusețarea satului? Nu. Primare, e oamenii, nu, nu, nu. Deci, nu, ce e a primării, e a primării, deci au făcut șanturi, au făcut podențe, au făcut... Și omul în fața casei lui acolo, dar să vede unii un sat ordonat și unii un oameni gospodari, vreau să zic. Deci aici... Asta și un premiu de 1000 de euro pentru gospodarul satului. Da, păi nu, că ar zice să fie și un premiu. Să înțeleg eu că vreți dumneavoastră... Păi mai poți concura cu primarul, să mergeți la... Da. Da. Odată, într-o zi... Să spune să facă curățenie, așa, da. Da. N-am nimic în păi, să și, fiind o chestie de concurs, zicem, de întrecere, să și
Da, nu e. Între ei. Da. Lasă-le naibii pomul. Da, așa. Bun. Ce facem cu apa la Rădeana, că se îmbolnăvește lumea? Părinții mei le administrez tratament. Nitrit și E. coli. Nu se poate. V-am rugat de atâtea ori, faceți ceva cu apa asta. Luni am dus ultimele probe, să vedem ce ne spune, ce ne spun cei de la DSP. Pentru că am schimbat neutralizatorii la stația de nitrificare. E mai bine de o săptămână. Deci vă spun la modul cel mai sincer, am luat analizele săptămâna trecută, pentru că se simțea rău, nu știam despre ce e rău. Și am buletin de analize, ăsta e rezultatul, se simt rău. Bătrânii și-a mai picat cineva de acolo. Sunt unii care încă nu știu, se simt rău, dar nu știu despre ce este vorba. Pentru că eu, de exemplu, după ce am aflat că apa este contaminată, le-am adus apă, mereu, pentru mâncare și pentru băut, zi de zi. Leonar, citeași întreba eu, înainte de a avea rețeaua asta de alimentare, aveau apă? Apa avea. Din rețeaua satului? Da. Și cum, Dumnezeu, de un an de zile de când e apa și curge în condiții de igienă mult mai... Tot așa era. Dar nu ce știți la mine. Poate era mai rea. Depinde, păi sigur era mai rea, că nu era tratată nici măcar cu clor. Depinde de momentul, de momentul când a apărut nitriți în apă. Din totdeauna. Din totdeauna. Și atunci, de ce ați făcut recepția finală la apă, dacă nu v-a dat apă potabilă? Păi nu, nu, dar a spus și am pus afișele. Apă menajeră. Deci nu este potabilă. Destinația este apă potabilă, nu da, pentru asta păi instalația da, e da, 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 da. Dacă ne-am luat avizul, deci noi am făcut analize la apa asta și înainte de a ne apuca de investiții. Bun. Și când am luat avizul de la DSP, avizul a fost cu condiția construirii unei stații de nitrificare. Bun, s-a făcut. S-a făcut. Da. Bun. În momentul când am luat-o în primire, aia nu trebuia să-și facă treaba? Păi dar își făcea treaba. Adică dar nu, își făcea treaba. Dar nu că nu-i curată. Apa e curată. Își făcea treaba. Da, dar de un an și ceva s-au terminat neutralizatorii aia. Noi n-am știut atunci. Noi n-am dus probe imediat după ce i-am dat drumul. Că atunci sigur era bună. Exista un element de comparație, atunci și acum. Nu știm dacă a fost bună. Păi nu, elementul de comparație îl avem înainte de a ne apuca de investiții. Deci din apa care o folosea satul. Bun, am înțeles. Că din aia am dus, că noi tot din aia ne-am alimentat. Duceți cu discuția în altă zonă. Eu am spus, în momentul când s-a dat în folosință și ați făcut recepția finală la instalație... Păi dar recepția nu se face la analiza. Recepția s-a făcut, recepția finală s-a făcut la lucrări. Bun, o fac și nu funcționează instalația de denitrificare. Dar funcționa, omule. Păi cum funcționează? Funcționa. Păi da, dacă n-am luat-o, e un an și ceva de când n-am luat-o în primire. Păi și operația reușită de pacientul se imunizează într-un anumit timp. Deci nu se care poate, noi. Domnul primar, dar chiar nu se poate. Cum spuneți că funcționează dacă i-am scoate nitriți? Nu-și face lucru. Păi și atunci? Păi atunci când? În momentul când s-a dat în folosință. Păi nu s-au luat probe atunci. Și atunci nu s-au luat probe atunci. Poți să scăpai. Da. Da, asta când merge? La urmă, oamenii se reglează din mers lucrurile astea. Aia, săptămâna trecută am băgat sari de aia de nitrificare. Da, așa? Așa se și așa luni am luat probe, luni am dus probe la DSP și așteptăm analizele. După 7 zile de analize. Sigur. Luni am dus probe. După 7 zile. Ce zi? Da? Da, Nenicu, ai tu. Dar se reglează că ei se sesizează, că ei pune populația în pericol. DSP-ul. DSP-ul acum, dacă iese, nu-i relevant. Nu, domnule, dar DSP-ul mi-a spus la analizele anterioare, mi-a spus că nu este potabil. Și am trecut, am făcut afiș și mi-a spus, apă menajeră, a nu se consuma pentru băut. Nici pentru mâncare. Păi, nitriții prin fierbere nu dispar. Nu. Domnul primar, așa nu este problemă cu apa. Să mai montează cu un care. Să montează nenicule, da. Nu vorbim din de-atea ori. Dacă ăsta a făcut... Plache. Cum îi mai spune, nu mai știu. O firmă de la Comăniești care au făcut măsurători din nou, au făcut denisipare și au determinat capacitatea celor două puțuri. Da. Și au comandat. Uite, chiar acum o să-l sun să vedem dacă au adus sau nu au venit pompele. Când am vorbit acum vreo 3 zile... La porbul, după că n-au și vine paștere și n-au apă. Ce să-i fac? La porbul nu iese apă. Dacă...
partea de jos este, da. Așa era fost Ar mai spune cu... Domnul primar, dacă suntem la diverse, nu? Poți să puși... Domnul primar, da. Mă, să vorbesc și eu, domnul. Numai un pic. Ah, dar ai trebuit. Mulțumesc un pic, vă rog. Da, mulțumesc. Eu îi pun o întrebare. Dar lasă-mă-i omul, vorbească dacă ești la urmă. Păi da, după. Problema canalului. Vă salut, domnul Lanciu. Mă oleacă. Știți ceva de pompele alea? De la Vișoara? Ați trebuit să ajungă? Lăsa-mi să termină cealaltă limontă. Sau le dați mai aici. Da. Nu vorbeați cu mine. Dar cei de la Alconeb limontează, nu? Aia atunci rămân pe săptămâna viitoare. Bine, mulțumesc, sănătate. Ai auzit, nu? Da, e foarte bine. Nu le am eu, nu depinde de mine. Păi eu știu că nu depinde de dumneavoastră, dar dacă urgentați e mai bine, că ei stau cu pompa acolo. Degeaba poți să urgentez, să dau atâtea, dacă omul mi-a spus mâinii vin. Na, puteam să-i dau și ieri și alaltă, ieri. Nu, dar dacă... El mi-a spus rândul trecut, durează 2-3 zile, că avea comanda făcută. Da. Okay. Da. Și problema canalului. Văd că deversează apă iar pe acolo, nu se mai curăță. Deci azi că-l taiesc cu țiganii, de la rădea mea. A, ăsta de aici. Curge tot pe aici. Păi, avem consumul de... așa, avem buget acum, luăm motorină și băgăm buldo la treabă. Păi da, trebuie, că... Văd că curge tot pe tarla pe acolo. În fața antitației... Trebuie să luăm legătura și cu primarul de la Oneș, că a zis că dacă... jumătate noi, jumătate ei. Și dacă ne dă ei motorina și punem noi utilajul, parcă mai... Da. Foarte bine. Încă, când am avut discuția cu el, a zis că noi se defrișăm, că de colmatatul decolmatează el. Ei au și utilajul, da. Utilajul mult ei. Da. De la Oneș. E bun an de zile de când... Primarul de la Oneș are un băiat cu buldo mare, care am făcut pe canalul atât de la inundat. Ala, știi, canalul... El nu faci la Oneș, am mai făcut. Da, e o handicapat. Dar tu ia primar după perioadă... Băi, ala nu faci la Oneș, dar băi, la tine, la Stefan. Hai, da, e obicei, hai, fără obicei. Hai, la subiect. La domnul primăvară, dacă poți să iei legătură cu... Ocolo Silvic, să dea, probabil, niște esențe, eu știu... De rom. Să mai plantăm undeva, în zone unde îi punem pericol, eroziunea e mai mare. Am vorbit eu la direcția silvică cu directorul general și a zis că ne vor să ne dea niște puieze să alcăm. Păi să ne dea, scoate-mă într-o zi, tenționăm și pe doamna să aibă plantăm copii. Plantăm pe limba. Da, aveam la 416. Da, putem să luăm și de la școală cei mai mari. Și să înveți ce înseamnă mediu. Nu neapărat să fii gros. Să fii activ. Vorbim. Da, pare mi se că au mai fost plantați romică pe livadă pe acolo și eu. Da, domnule, iar uite eu, cetățenii nu s-a mai. Prietenii tăi, tași din gură. Tu ai luat cele mai multe voturi pe livadă. Dar altceva, în afară de sau când nu are la acolo. Dar n-avem, bă, terenul nu plătează la un zi. Și repede și crește. Dar și Paltinul. Da. Dar Paltinul nu. Cum ar fi susținatul de vecinul care e. Paltinul e... Și s-a are rădăcină pe votan, de el se duce, nu mai are ce. Și Brăduț merge, în zonă edifică, școala. Cel mai bun îi s-a încânt, țin... Brăduț, da, și când cresc mari, după aia solicită tăierea lor. Și nu știu pe cine să aducem, că e prea mare și... Cu salcâmii rezolvăm și problema... Eroziunii. Problema albinelor. Da. O miere mai sănătoasă. Și ne-au scupi. Trebuie să facem domnul Răileanu. Trebuie să facem un contract acum cu... Eu mai vreau să mai zic ceva, dar da. În vedere că apicultorii la culte nu s-a alocat. La Rădeanu. Deci când sunt eu consilier nu s-a alocat. Când s-a pus bani la... S-a făcut biserica nouă foarte bine, clar, Negoiești. Vor să... Și tot la Negoiești. Nu, cas praznical, mortual. Păi, nu știu. Nu. Pictură. Nici. Nu. De la primărie. De la primărie, de la Negoiești. S-a făcut. N-are importanță. Vezi, casa mortuară s-a făcut cu banii oamenilor. Același lucru. Casa praznicală, care nu mai paraclis, s-a făcut cu banii oamenilor. Anul trecut am început să ridicăm o casă praznicală pentru Negoiești. Și atât tot, e la centură. Deci nu s-a cheltuit bani de la... Deci la Rădeana vrea să vor să încălzirii centrale. E o problemă.
cel puțin chiar la oamenii nu se duc de... Ce? Un moment istoric și nu... Păi, nu, știu, păi, am văzut la televizor cu cel care a băgat hornul prin capul la un sfânt. Păi? Nu, dar se poate face, să zicem, caracter provizor. Niște suporți, ca să spargi peretele, poți să pui calorii. De ce ani ești consilier? Din 2012, s-au fost, da, 2012. Mai ai de învățat. Nu, nu, nu. 2008. Știu ce vrea să spun. La primul mandat al dumneavoastră mă rugam ca să vii consilier și nu? Știu că da. Mai este cred că e cel mai indicat să băgați aerotermii de alea. Noi am băgat aerotermii și poate. Dar nu, nu. Nu a fost timp. În legătură cu centrala termică, din câte știu eu, au aprobare de la Ministerul Culturilor. Deci s-a făcut demers. S-a făcut un control la ea. Să vii și de la oameni. Da, și oamenii au făcut. Vezi, eu, ca să mă rog că nu ne certăm. Da, dacă nu s-ar spune, știi, ne certăm că vrea ghea prima la eu altă. Eu am zis, da. Dacă nu, nici n-am alocat un leu la... Exact. Da. Multe. Da. Am zis, măcar... Da. Propune președintele? Da, da. Eu știu, cu nevoie la biserici sunt... Zic că s-a propune? Da, s-a făcut. Deci la Rădeanea s-a cumpărat, pentru cei interesați, interesați. Capac frigorific. Deci există acest... Da. Și cred că ar să-l închirieze, părintele, cel puțin pentru comun. Că nu au fi nevoie acolo. Să nu fie. Da. Să nu fie nici aici, să nu fie nicăieri, da? Deci există la Rădeana capac frigorific. Da. Domnul primar, pe când preconizați să facă inaugurarea într-un mod mai festiv sau altul, sau mai mult sau mai puțin la Căminul Cultural. Pentru că mă întreabă mai mult. Când o să mergeți și noi să vedem, să așa... Nu, nu, serios. Faci un pelerinaj la Cămin, poți să vină oricând să-l bade. Oricând, sigur că da. Păi da, dar din Valea s-a văzut, s-a făcut pomană două. S-a făcut, într-adevăr, dar mă gândeam, un spectacol, asta mă întreabă. Dar spectacolul, când au fost spectacolul, au venit la 24 ianuarie. Da, au fost de 8 martie. Au venit. Da. Dar era, de ce? Era Căminul Plin, nu a venit. Era cei care nu știu. Zicea Jean că se mai face acum, nu știu ce vrea să facă. Udare, Antonul, dar cu jocul de la tema. Știți ceva? Vrea să facă de 1 mai. 1 mai? Nu, dar i-a fost că e prea... Un alt de Paști. Normal să facă, nu, să facă de separare de sfârșit de an, când se termină cursul școlar. E legat și de 1 iunie. Da. Noi vedem posibilitatea care o fi, că ei solicitau că au acum o invitație, nu știu pe unde, la Mamaia, nu știu pe unde. Da. La Mamaia, da? Așa, și dacă am putea să-i ajutăm cu 330 de lei, parcă mi-au zis. 350, da. 350 de copil. Da. Și pentru costume. Ei? Nu, pentru costume, nu. Pentru deplasare, cazare, masă. Ei deja de cazare, costume. Dar am avea posibilitatea... Păi da, urmează... O oportunitate pentru copii. Da, dar să vedem, să vedem. Să facem, urmă, să facem un contract, un parteneriat. Deci nu știu. Nu știu, dar acum, cum suntem la situația de acum, nu putem face niciun fel de cheltuială de la... Se aspect legal. Dacă nu ai găsit... Păi sunt vreo 12, parcă... Agenții, care s-a îngrenat în... Am o întrebare. Când sunt celulele finalizate la drumul de la Rădeana? Ordinul de începere îi dat cu data de 3, de săptămâna viitoare. Manolache era acolo când am coborât eu. Era acolo. Era la depozitul de balast. Sunt la Ștefan. Da, un, mai... cu un utilaj și cu mașină lui. Da. Și mai avea deci, o întrebare pentru ordinul de începere a lucrărilor. Că noi trebuie să-l terminăm până în iunie. Știu. La sfârșit de iunie să iese din valabilitate și autorizația de construcție și până atunci trebuie să avem și recepția făcută. Acolo, în zona aia, la Luca, cum se coboară, e prevăzut vreo scurgere, ceva? Pentru de acolo vine apa. Unde la Luca? La Ghiță, păi da. Acolo am zis că facem noi, în capătul satului, să facem cu buldo. Deci rămâne valabil. Să facem canalul ăla. Perfect. Și cât să preia după aia în sat, că... Da. Dar cred că o să vină în sat. Pe... Mai aveam o întrebare pentru domnul Vici. O întrebare. Am mai spus-o și o spun și am să o spun de câte ori nevoie, apropo, spre Bogdana. Locul cel mai urât și cel mai greu de privit este în față la
la, la podul ăsta spre... Păi s-a făcut curățenie. S-a făcut curățenie. Gardul ăla, ori să-l dărâme, ori să facă... Unde e? La biserică. La biserică. La biserică. La biserică. Poftim. Terenul cu ei. Ia lui Calmari. Ia lui Calmari. Valentin. Nu ia lui, ia lui maică-sa. Și am fost, am discutat, deci de-aia s-a și făcut curățenie acolo, s-a tăiat o salcâme aia acolo. Iar gardul zice că nu-l dărâmă până nu face altul. Trebuie să vină fiusul din Găb. Inițial vrea să ne-l dea, adică așa a fost discuția, că ne-l dă nou. Îl lasă la... Îl lasă primăriei. Și când ne-am dus cu oameni acolo, ne-am hotărât să defrișăm, să stricăm gard, tot, zic că ducem acasă tot. Da, da. A venit bătrâna și a zis că să nu stricăm nimic, a vorbit cu fiul, să vine și să face nu știu ce servis acolo. Da, zic, da, măcar faceți curățenii, să nu mai arunci cu noi acolo. Zic, dar luați-vă gardul, deci n-am bani să-mi fac alt gard. Acum și dacă au zis așa, n-ai, deci nu poți să te duci să... Da, e un aspect urât. Da, curățenii, da, măcar au făcut curățenii. Ne-a dat vreo 2 metri, vreo 2-3 metri, ne-a dat în cap. Știu, știu, era a făcut vorba să ne lase intrarea pe pod. Să ne lase tot terenul ăla de acolo. Acolo, în capătul ăla unde vă ne-a dat, merge completat cu molus, cu chestii din astea? Nu. E terenul omului. Da, e că nu, unde o dată pentru... Păi da, acolo nu-i balas, nu-i drum. E umplut. Și numai suprafața aia. Am văzut că s-o mai completat, s-o mai pus pe marginea aia. Că pune lumea gunoaie și așa. Nu, gunoaie. Demolări, demolări. Mă refer la... La, pentru consolidare, piatră, ce... Dar nu, Marine, pentru că pentru consolidare este gabion făcut. Și în dosul gabionului e pus balast. E pus niște demolări de pe la case. Pe nu da. Se consolidează cu demolări, cu lut, pe pipere. Dacă cineva are niște betoane din astea sparte, unde poate să le duc în comuna asta ca să facă o chestie bună, spre exemplu? Da. Depozit da. Ecologic. Iar altă discuție care nu ar trebui luată în... Ecologic e altă treabă. Nu, ca și să noi sunt privața să... cu care îți primești. Dar nu, dar sunt cei de la Romprest. Și ăștia, dar deci, asumi. Da telefon, sigur că da. Da telefon, îi spui ce afară de gunoi menajer care este obligat să vină în baza contractului, să vină să le... Dai telefon, vine, vede ce ai, așa, da, plătești. Taxe. Dar da, normal. Da, și încă un ultim lucru. Gata, ne-am doar două depozite. Vă rog frumos. De la mine la deal, în spatele grădinii. Da. E o mizerie, nu este... E albia părăului, nu? Dincolo de orice limită. De ce, dar nu s-a făcut? S-a făcut. Țigani, am și dat la avertizmente, am și dat la băia de acolo, zic că da? Nu scot gunoi, că nu plătesc. Ei nu plătesc și nu scot. Zic, băi, dar nu ți-o cerut nimeni bani, scoate gunoi la poartă, că vine mașina în fiecare săptămână. Așa am să fac. Și-o strâns de acolo, atunci când ne-am dus noi, era câtuși de cât, acum e iar. Deci zilnic aruncă... Ce-am puțin pe la fel, la urmă, 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 dar nimeni nu-i, ăla o că nu știu ce treaba am eu cu primăria, nu mi-e frică, băi, întâmplă. Nu ți-au făcut până cu vosesizarii, întâi te pune, îți dă niște amiezi și după aceea zici cum faci singur. Îți vezi ce faci acolo așa, du-te într-o zi, nu-ți trebuie să spune. DSP-ul dacă zici. Vrei să-ți trimit pe e-mail, îți trimit eu toate pozele de acolo să vezi ce face el. Da, o duc la scoală. Păi dă-l în pizda, mamă lui, dar chiar așa? La cameră, așa. Cu gura plină. Mai primezi, băi? Oprește, băi. Și așa e, băi. Și vrei sau nu tot, da. Termine, mă, că văd că ăsta l-am pierdut la sfârșitul ședinței. Serios. Eu, că de nimeni eu ți-am spus pe individul ăsta. Tu să mergi și acolo. Gar, nu? Pauză.